Ăla îmi spune, cum ați vrut să o cumpărați pe Laszlo și ce favoare ați cerut de la ea? Să vă facă legătura cu familia? Ce ați vrut de la ea? Pentru ce ați vrut să o cumpărați în felul ăsta așa mărșav? Deci omul, fie că n-a vrut, a făcut-o din prostie, din lipsă de experiență, fie că a vrut să-mi spună care-i povestea, ca să știu ce spun eu. Nu știu care a fost intenția lui, în orice caz a zis, povestește. Și am spus, n-am ce să povestesc, nu știu nimic, habar n-am ce s-a întâmplat, nu știu absolut nimic în legătură. Și el s-a uitat așa la mine și a spus, ori ești proastă, ori crezi că poți să mă prostești pe mine. Deci, într-o cameră de un metru pe doi metri, atâta era celula noastră unde eram pedepsite noi, 6 persoane, într-o asemenea celulă eram îmbâxite, Miercuriaciuc gemea de politici, închisoarea era destul de micuță. Deci, cum și tu, șefă de cameră, deci având obligația să anunți că obligația, de ce era parșiv să fii șef de cameră, că trebuia să anunți tot ce se face infracționar în celula respectivă. Deci eu ar fi trebuit să bat în ușă și să spun, Manoliu lucrează un lucru interzis. De ce n-ai făcut lucrul ăsta? Cum poți să spui că nu știi, că nu ai habar? Nu știu. El și-a dat seama că eu am un scop, n-a putut să înțeleagă exact care e scopul meu, dar m-a pedepsit drastic. A spus, te trimit într-un loc de unde ai să ieși ca scândura aia. Și mi-a arătat din biroul lui o scândură, închisarea era foarte veche și scândurile aveau noduri ieșite în afară, de vechime. Și mi-a arătat o scândură noduroasă, arăta urâde, zice, așa e să ieși de acolo unde duc eu la tine, vorbea prost românește. Și am spus, puteți să faceți cu mine ce vreți, eu nu știu. Și am zis, bine că mă duce undeva, eu la chestiile astea rezist, bine că nu mă bați, că la bătaie știam că nu suport decât una, două, cel mult trei, la a patra bătaie nu mai răspundeam de mine. Și m-a dus, Ierge m-a luat, a spus, șefa, spune eu la tine ceva. Ierge mă simpatiza, nu știu de ce, avea o simpatie deosebită pentru mine, asta nu înseamnă că mă cruța, dar avea încredere în mine. Și deci mi-a vorbit deschis. A spus, șefa, eu știu că la tine e suflet bun și drept, dar eu spun ție ceva mai aproape cămașa de piele decât vestonul. Spune ce știi și scapă. Eu știu ce a făcut Laszlo. Eu știu că trebuia să scoată rochița din închisoare. A rugat-o pe aia probabil ca să-i o aducă. Nu știu de ce doamna Oltea i-a predat rochița, deci așa știa că Oltea i-a predat-o de bună voie și i-a spus ce-i cu ea. Nu știu de ce a făcut toate lucrurile acestea, dar eu zic că tu nu trebuie să te supui la chinuri, n-ai idee unde te duc. Mi se rupe inima. Eu am zis, eu nu știu nimica, doamna Ierge. Și ea spune, cum nu știi nimic acum? Mie poți să spui, eu țin la tine, eu nu vreau la tine rău. Și atunci am văzut că ea într-adevăr e speriată și că ar vrea să mă ajute. Și am spus, uitați-vă care e adevărul, așa, 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 așa. Și numai ce o văd pe unguroaica mea că explodează, zice, ai ticăloasă. Imediat și-a dat seama ce face asta, a spus. Asta vrea să rămână în casa lui Laszlo și o pregătește pentru închisoare. Deci nu e adevărat că Oltea, zic, nu, ea a venit, ea a cerut, ea a luat rochița, ea ne-a asigurat
că duce lui Laszlo toate lucrurile astea. Îi spune, ai ticăloasa, zice, știi, noi toți urât la voi. Am zis, cum ați putut să vă răzbunați în felul acesta pe o femeie tânără cu un copil mic? Cum? Și eu am zis, nu se poate, șefa, că nu spunea pe nu, nu spunea nici Oțel, nici domnișoara Pazi, cum spuneau celelalte. Domnișoara Pazi nu face lucrul ăsta, zice, eu am să spun la toți care este adevărul, ca să nu urască oamenii la voi, să nu vrea rău la voi. Și vedem noi cum facem lucrul ăsta, zic, Erge, să ții legătura cu mine, că eu am să am dezlegarea acestei probleme. Oltea este foarte deșteaptă și foarte dreaptă. Zic, Oltea va găsi mijlocul, zic, are o minte sclipitoare, va găsi mijlocul prin care să explice normal lucrul ăsta, în care să fie exclusă Paza, sub orice fel. Zic, dar tu va trebui să afli de la mine care este povestea, dacă vrei cu adevărat să ne ajut. Deci va trebui să fie legătura mea cu Laszlo. Trebuia să o instruiesc pe Laszlo, care va fi explicația noastră. Și mi s-a, chiar minunea minunilor, mi s-a oferit cea mai riguroasă dintre milițienice, mi s-a oferit să mă ajute. Maica Domnului i-a dat acest sfat în milostivirea ei mare, a făcut apel la bunătatea funciară a acestei milițienice. Bun, a rămas așa. Întâi spune, întâi trebuie să pun cătușe la tine. Când am văzut cine îmi pune cătușele, am spus, Aspazia, să te văd acum ce-ți poate pielea. Noi îl porecleam pe sergentul ăla, îl porecleam Hitler. Nu numai pentru faptul că semăna cu el, era tot așa o stârpitură mică, purta mustăcioara tip Hitler, că așa purtau toți ungurii fasciști de pe vremea aceea, dar ăsta era de o răutate nemaipomenită. Ăla știa să pună cătușele în așa fel încât să te desființeze, să te nenorocească pur și simplu. Erau cătușe noi. Noi le ziceam de tip american. Nu știu de ce, li se spuneau așa. Erau niște brățări nichelate, foarte frumoase, așa elegante, care aveau un resort în așa fel încât se aplicau exact pe grosimea încheieturii mâinii. Pentru că dacă aveai o mână mai subțire, cum era cazul nostru al femeilor, puteai să-ți scoți mâinile din cătușe, că erau prea largi. N-aveau niciun sistem de a le face mai strâmte. La alea de la picioare le băteau în nituri, le băteau exact pe picioare. Dar la mâini n-aveau niciun mijloc de a le face mai strâmte. Și atunci le-au schimbat cu sistemul ăsta nou, nu știu de unde l-au adus, din Rusia, nu știu de unde l-au adus, l-au adus de undeva, că nu era. El le punea în așa fel, deci ele se fixau pe încheietură și se punea o clapă care închedea cătușa la dimensiunea aia. El nu punea această clapă și atunci cătușa se strângea, pe măsură ce mișcai mâinile. Au fost cazuri în care au tăiat osul cătușele. Omul, cuprins de durere, neștiind ce să facă, mai tare se agita mâinile și ele se strângeau, până când au tăiat osul. Persoana respectivă, așa se spune, e sursă, eu n-am văzut un caz ca acesta, mie nu mi s-a întâmplat, pentru că eu știam deja chestiunea. El se uita la mine, punea cătușa și se uita la mine și când a văzut că fața mea se schimonosește de durere și a dat seama că e forțat pusă și a lăsat așa. A lăsat și a plecat. N-am auzit clapa. Nenorocirea a fost că mi-a pus cătușele cu mâinile la spate. Ceea ce nu era regulamentar. Regulamentar era să te pună
cătușele cu mâinile în față, ca să-ți dea totuși hrana aia a treia zi. Deci să nu pieri în anchetă, să trăiești atâta cât să le poți spune lor ce trebuie să le spui.